Povestește-ne cum este să ai o afacere în Republica Moldova. Greu. Foarte greu. Foarte greu. Contează calitatea, pentru că atunci unde este calitate, atunci este și cantitate. Ce trebuie să știe un antreprenor începător în Moldova? Nu te lăsa. Muncește. A fost undeva cam vreo 20 de încercări până am găsit un aluat care să-l consider eu universal, ok. Poate la început când ai deschis afacerea te gândeai că în țările vecine sau în țările europene business-ul poate fi mai profitabil? Economia lucrează mult mai bine, dar nu ești acasă. Ce dificultăți întâlneai înainte? Eu consider că am trecut peste toate cu succes. Vă salutăm, prieteni, și vă spunem bine ați venit la emisiunea Direcția Succes, o emisiune în care descoperim pe cei care au reușit să se realizeze în Republica Moldova. Astăzi mâncăm, vorbim despre mâncare și despre pizza în general și despre alimentația publică împreună cu Cristi Voină. Salut! Salut! Fondatorul unul dintre cele mai de top restaurante din Cahul și vrem să cunoaștem istoria lui astăzi. Spune, cine este Cristi Voină, ce este localul Metropolis și istoria ta? Deci, bună ziua, îmi spune Voina Cristian, am 26 de ani și activez în domeniul alimentației publice deja de 10 ani, din care am început să fiu, spunem, antreprenor de la 23 de ani și am început cu o cafenea, spunem, mică, cu mai mult gen distractiv. Acum am trecut la un pas mai mare, am hotărât că vreau să am un restaurant și o pizzerie sub numele Metropolis. Noi anume îl menționăm că avem terasă pentru un aer liber unde poți servești un suc, o cafea, o narghilea, o terasă, o sală restaurant, o pizzerie și o zonă de agrement pentru copii. Și din ce an ai început tu business-ul ăsta, Metropolis? Metropolis l-am deschis în 2017, sfârșit deja de ani, spunem, și mergem pe 3 ani deja de activitate. Pizzeria am deschis-o cum jumătate de an înainte de pandemie. Am început cu un succes frumos, pe urmă pandemia ne-a spus că mai stăm și pe urmă o să încercăm iarăși să activăm. Acum autoritățile mi-au permis să lucrăm, avem deja o lună jumătate de când iarăși activităm, cu niște, spunem așa, restricții foarte, foarte dure, aș spune. Din păcate, noi nu putem să utilizăm zona de agrement pentru copii. Asta este interzis. Ai spus că ai deschis și o pizzerie. De unde ai învățat arta culinară? Sunt student sau fost student care am înființat școala profesională numărul 1 din oraș Cahul. În două domenii, spunem, cofetar și bucătar. Și activitatea mea de 10 ani în alimentație publică, că eu, spunem, în zilele libere, când nu eram la școală, aveam niște cunoscuți în agenți economici care permiteau să intru, să activez, să-mi acumulez experiență. Și toată experiența care o am acum e datorită faptului că eu am învățat studiile de bază de la școală plus practica. De ce anume numele Metropolis? Că semnifică pentru mine, semnifică ceva mare, larg. Pentru cineva ar însemna un oraș foarte mare, dar pentru noi înseamnă un local foarte mare și diversificat. Cum v-am spus mai devreme, avem zone pentru diferite categorii de vârstă. Povestește-ne cum este să ai o afacere în Republica Moldova. Greu. Foarte greu. Foarte greu. De ce? Diferite momente te întâlnești cu diferite probleme, de gen birocratic, gen înțelegeri. Eu spun că e foarte greu, dar atâta timp cât muncești, tot se pare foarte ușor. Și cam cât ar dura în medie deschiderea unei afaceri în Republica Moldova? Pur și simplu, ca să ajungi până la prima zi, ca să deschizi ușile, spunem 2-3 luni.
ca să poți să deschizi ușile pentru primii oaspeți, dar ca să ajungi o afacere de succes, ai nevoie de ani. Cum faci față concurenței de pe această piață, fiindcă nu este una săracă, piața alimentației publice? Principiul meu de bază pentru, spunem, numiții concurenți, eu, ca exemplu, nu-i consider absolut pe nimeni concurenții mei. Ea doar sunt niște persoane care activează fix într același gen de activitate ca și mine. Pur și simplu, ca să obțin încrederea oaspeților, încrederea clienților, pur și simplu eu țin cât mai mult, cel mai mare nivel de calitate a produselor. Calitate superioară, nu contează că e mai scump, nu contează că rămâne o marjă mai mică sau venituri prea mici. Contează calitatea, pentru că atunci unde este calitate, atunci este și cantitate. Cum susține statul micii antreprenori, cum ești tu? Eu până când nu pot să spun că am avut parte măcar de un ajutor din partea statului. Ajutorul l-am numai atunci când, dacă se întâmplă că am făcut transferul la impozite și nu se vede la timp, se vede cu oră, mai trebuie să am un simplu ajutor. Mă sună și mă întreabă dacă am făcut transferul sau nu. Până când alte ajutoare n-am văzut din partea statului. Au fost, spunem așa, niște ajutoare, dar din partea primăriei locale, spunem, i-au micșorat pentru toți agenții economici, au micșorat impozitele locale. Asta a fost, spunem, ajutorul statului, dar mai mult eu aș spune că e a primării locale. Finanțele pentru deschidere și pentru realizarea viselor de antreprenori le-ai câștigat din proiecte sau cu banii proprii? Sau? Aici e mai interesant. În toată activitatea mea am doar un singur proiect câștigat, doar la unul am aplicat și doar unul am câștigat. Merge vorba de o sumă simbolică de 3.000 de euro. În rest, economii proprii, am avut o mare parte, o bună parte de ajutor financiar din partea mamei și în rest, investițiile proprii. Nu ți-a fost jale de proprii bani pentru a deschide afacerea? Întotdeauna când fac un pas, eu sigur în sigur ceea ce fac și sigur când o dau în bar. Dar de ce ai ales în Moldova să faci business? Aici m-am născut, aici vreau să trăiesc, aici vreau să-mi cresc copii. Ești însurat? Da. Ai copii? Peste 2 luni, primul. Felicitări. Mersi. Poate la început, când ai deschis afacerea, te gândeai că în țările vecine sau în țările europene business-ul poate fi mai profitabil în unele cazuri? Poate și fi, pentru că, exemplu, chiar să luăm și vecinii de România, să luăm la din și la ei starea economică e mult mai bine, economia lucrează mult mai bine, dar nu ești acasă. Când numai în momentul faptului că ești acasă, asta deja hotărăște foarte multe întrebări. Care este orarul tău de lucru? Eu nu am liber. N-ai liber deloc? Și cum te prezești în fiecare dimineață și toată mintea este focusată doar pe afacere? Nu, mai am și viața personală, trebuie să acord timp soției, avem cum... Pur și simplu nu pot ca să am o zi, să închid telefonul, spun că gata, eu nu sunt la serviciu, nu răspund, nu hotărăsc nicio întrebare, pentru că sunt întrebări care să le poate hotărâ... Le pot hotărâ singurii lucrători sau fratele meu care noi lucrăm împreună, dar oricum sunt întrebări care trebuie doar eu să le hotărăsc. Dar cum a afectat pandemia anume afacerea și dacă ați fost închiși, cum ați activat în timpul pandemiei? Am fost închiși și pe urmă am spus că trebuie să începem să lucrăm măcar la livrări. Am încercat, nu spun că nu am mers, a fost bine, dar eu aș spune foarte puțin. Am făcut reclamă pe rețele de socializare cu număr telefon, că lucrăm la livrare, dar au fost mai multe momente, au fost că vineau clienți și luau număr telefon de pe ușă și sunau, ca decât să ne găsească prin intermediul internetului. Și aș spune că a fost așa o încercare, asta ne-a motivat ca să ne facem pagina noastră web, care încă lucrăm puțin la ea și sper că deja o să ne digitalizăm mai mult. Metropolis Pizza deja și-a făcut o anumită rată de succes în oraș și pentru mulți este deja o calitate de top a pizzei. Cum ai învățat tu anume arta asta italiană
a prepara repetiții? Am fost și eu plecat peste hotare în Italia. Am văzut cum fac maestri, spunem așa, pentru că atâta talent în a face un produs din a luat, chiar ai nevoie de talent. Și e ceva frumos, e ceva plăcut. Și ce am văzut la ei, ce am făcut singur, ce am învățat singur. Ca exemplu, acum rețeta de a luat de la Metropolis Pizza mi-a aparține. A fost undeva cam vreo 20 de încercări până am găsit un aluat care să-l consider eu universal, ok, să nu fie ceva pe gustul tuturor, pentru că, mă rog, oaspeții toți diferiți, fiecare au gusturi diferite, dar ca să faci un aluat, ca oaspeții celălalt să vrei să mănânci toată pizza, să nu rămâne măcar o fărămătură, e greu. Care este motivația ta de a continua ceea ce faci? Îmi place. Îți place? Da. Clienții te motivează? Da. Și ce feedback primești de la ei? Și dacă ai avut oarecum cazuri mai ciudate cu clienții? Da, au fost diferite feluri. Au fost cuvinte de laude, au fost critică. Au fost sfaturi, adică am clienți sau care sunt permanenți, care pot să-mi permită, care își permit să vină să apropie să-mi spună, Cristi, aici a fost un pic nu așa, sau a fost foarte super. Adică în alimentație publică eu consider că se întâmplă de toate. Nu poate să existe, azi mănânci un fel și fie fix ca cel de ieri. Adică oricum totul se produce individual, totul are gusturi diferite, dar noi ne stăruim și menținem cât mai mult calitatea și permanența. Nu te-ai gândit vreodată să renunți din cauza dificultăților? La început, când încă la prima locație care am avut-o, undeva erau niște îndoieli că e prea greu, că prea devreme, dar am spus că să lucrez în altă parte, oricum da de greutăți. Și ori aici, ori să le rezolvi greutățile la tine, ori să le rezolvi în altă parte, oricum ele trebuie rezolvate. Nu poți să le lași pe mâine. Adică, spunem, o lași o zi, două pe mâine, dar urmă, oricum vine mâinile cea la care trebuie să rezolvi. Și ce dificultăți întâlneai înainte? Încă nu avem destule cunoștințe. Când am devenit persoană juridică, încă nu cunoșteam absolut totul, nu mă descurc, nu putem să spun că mă descurc la perfecție și știu singur unde trebuie să mă apropie, cum să hotărăz, cum să rezolv întrebările. Asta mi-a părut un pic mai greu când, spunem, persoanele publice te trimit dintr-un cabinet în altul pentru că tu să rezolvi o întrebare foarte mică. Asta a fost o leacă așa greu sau au mai fost... Sunt diferite dificultăți, dar eu consider că am trecut peste toate cu succes. Fiind deja la o stadie de succes, cum ai menționat și tu, care sunt planurile pentru viitor? Vreau să fiu numărul 1, vreau ca să aduc clienții să știe că da, aici e cea mai bună pizza, aici e cel mai bun produs, cel mai calitativ. Și cine știe, poate da Dumnezeu și facem cumva și o rețea la nivel național. Ar fi mult succes! Mersi! Mai avem de muncet, nu știu, vreo 5, 6, 7 ani, nu știu. O întrebare mai sensibilă, este profitabil totuși să deschizi o afacere în Republica Moldova? Nu știu. Adică o afacere în general în lume, nu că în Republica Moldova, începe să devină profitabil după 3 ani de existență. În mod normal, orice afacere, după ce ai deschis-o 3 ani de zile, tu trebuie doar să investești și toți banii absolut se folosești în ciclu. Ei dobândit, ei investit, ei dobândit, ei investit. Și după 3 ani de zile poți să-ți permiți deja să spui că da, tu ai profit, tu câștigi. Mai avem un pic și o să vedem care o să fie, cât o să fie de profitabil, cât o să fie de mare feedback-ul. Acum eu încă investesc pentru că ca un copil mic, trebuie să-i dai până când el să înceapă să încearcă să meargă singur, e ca așa și o afacere. Investești din start, pentru că pe urmă el să înceapă să-ți aducă profitul singur. Ce trebuie să știe un antreprenor începător în Moldova? Dacă, spunem, business planul tău, tu ești sigur în el, e ok, e profitabil,
nu te lăsa, muncește. Nu te teme să faci greșeli, nu se teamă de, spunem, presiuni. Poate să apară și presiuni din partea concurenților, presiuni din alte părți, poate să apară presiuni morale. Pur și simplu nu te teme, merge înainte, fă ceea ce se pui de gând și 100% că o să primească. Cum se compară visele pe care le-ai avut înainte de a deschide afacerea cu realizările actuale? Practic identice. Practic. Am, pur și simplu am dorit pizzeria mai devreme. Dar cum s-a putut, așa am făcut, mai devreme să sar peste timp tot n-am putut, dar erau niște chestii care trebuiau de așteptat. O să cum investiții încet, încet, așa, nu ne arâncând unii cu mari investiții, pentru că când întreții un local ai diferite feluri de cheltuieli. De exemplu, acum cu pandemia, cheltuieli mai mari, venituri mult mai puține, mai număr redus de clienți, mai mare număr de cheltuieli pentru întreținere personală, pentru întreținerea încăperii, dezinfectări, toate astea adună, la sfârșitul lunii se adună un buget pe cheltuieli foarte mare. Ce ai schimbat la nivel de antreprenoriat în țara asta? Am prea multe lucruri. Prea mulți. Aș pune pe primul loc birocrația, care îți întinde pașii pentru a te realiza. Pe urmă, poate să mai fie unele legi locale. De exemplu, eu consider legile din municipiul Cahul, consider perfecte, pentru că pentru o persoană juridică, pentru un tânăr antreprenor care vrea să înceapă, are diferite oportunități. Chiar și aceeași scutire de taxe pentru start. Chiar și după 3 ani de zile de activitate, un număr cum un procent mai mic de impozitare. Asta foarte mult ajută pentru un tânăr antreprenor, mai ales până își formează baza. Dar mă bucur și tot îmi pare rău că asta e numai la Cahul. În alte raioane, ca exemplu, nu în toate raioanele sunt așa gen de proiecte. Prin intermediul proiectului care l-am câștigat și am beneficiat de 3.000 de euro din partea Fundației Europeiste Europene, i-am investit în 2 condiționere sau aparate de conținare a aerului, care, spunem, îmi permit să creez confortul aspiților perioada de vară răcoare, perioada de iarnă încălzesc încăperea prin intermediul lor și e foarte convenabil. Cui ai vrea să-i mulțumești pentru ceea ce ai ajuns acum? Cred că toți apropiații, vreau să-i mulțumesc mamei, fratelui, în primul rând soției, că ea a fost alături de mine tăman în momentul când eu am început, când eu am spus, când a fost cea mai mare dorință de a începe, ea a fost alături când m-a susținut, mamei, fraților, prietenilor care au avut încredere în mine și au crezut, cum au știut că o să primească sau au știut sau au crescut. Clienților? Clienților, da, lor tot un respect foarte mare și mulțumire enorme, pentru că ei au fost baza fundamentală de dezvoltare, de a merge înainte. Fiind în centru și știind că în centru sunt 10 de localuri de genul ăsta, e greu să atragi clienți? Eu consider că e greu de atras clienți noi, mai ales care, spunem, până la apariția sau până la deschiderea noastră, e undeva sau odihnim undeva în altă parte. Că cu deschiderea localului, asta nu înseamnă că au apărut un număr X de locuitori noi în oraș. Pur și simplu, de acolo un procent, de acolo un procent și undeva s-a făcut baza noastră de clienți. Localul ăsta mai activat până la noi și avea deja și lui, baza lui formată de clienți care au fost foarte bucuroși când au văzut că noi ne-am deschis. Ce realizări ți-ai propus să ai și le-ai îndeplinit? Din start, din prima secundă cum eu ne-am dorit să am afacerea mea, eu din start am vrut pizzerie. Din start. Mie foarte mult îmi place să lucrez cu aluatul. Și asta e și o pasiune și o dragoste și totodată e o afacere care îți aduce un profit. Și iată, în sfârșit îl văd îndeplinit. Am pizzeria mea unde stau și eu la teșghea, fac și eu pizza la cuptor
mă rog, acum puțin mai rar că aveți să ocupat o lecuță cu alte întrebări, dar mă descurc din noi. Noi ne bucurăm pentru tine și îți dorim mult succes în continuare. Vă mulțumesc. Și noi, estimați privitori, ne revedem în următoarea emisiune. Vă mulțumim.